Ziua îndrăgostiților sau Valentine's Day este o zi specială în America și în alte țări din lume. România a început să sărbătorească și Valentine's Day, chiar dacă deja are o sărbătoare tradițională a îndrăgostiților și anume dragobetele. Tâmbovițenii încă se află în forfota cumpărăturilor, dorindu-și un cadou cât mai special și mai plin de dragoste. Toată ziua tâmbovițenii și-au petrecut-o la cumpărături, dorind să cumpere cadouri cât mai speciale și mai pline de dragoste. Ceva personalizat? Mi se pare interesant. La ce patru? De ce ai oferit iubitului? O ramă din trei poze cu fiul nostru, o declarație foarte frumoasă de dragoste și o amintire plăcută. Vânzătorii au oferit o gamă largă de cadouri pentru îndrăgostiți și mai nou certificate de căsătorie pentru 24 de ore. Le-am pregătit de diverse certificate de căsătorie, declarații de dragoste. Printre cei care sărbătoresc ziua îndrăgostiților se numără mai mult tinerii, Valentine's Day fiind o sărbătoare împrumutată în România. Cu toate acestea, dâmbovițenii sunt destul de romantici. Majoritatea declară că țin minte primul sărut și au făcut declarații de dragoste. Se sărbătorea pe timpuri Valentine's Day? Nu. No. Dar ce se sărbătorea atunci? Nu mai țin minte. Atunci era cu 1 martie, 8 martie, atâta. Nu, noi nu ținem minte de ziua asta. Mai țineți minte primul sărut? Deja mă iei prea. Când primul sărut, prin anii 67. În 67, când în 69 m-am căsătorit. Credeți că acesta reprezintă un eveniment important în viața unui om? Eu cred că da. Eu cred că da. Înainte nu se pupau fetele cum se pupă acum pe toate drumurile. Atunci eram serioase, eram la locul lor. Acum e democrație, fiecare crede cum... Se sărbătorea pe timpuri Valentine's Day? Nu. Mai țineți minte primul sărut? Ei, ăla nu se uită. Mai țineți minte primul sărut? Oh, să fie 15-16 ani. Da. Da, cu siguranță. Nu. Normal. Da. Cum a fost? Ca la început. Cam de mult. Ce să mai spunem? Ați făcut vreodată declarație de dragoste? Da, când eram mai tânăr. Și acum de ce nu? Acum fac cei mai tineri mai. Da. Se sărbătorea și înainte Valentine's Day? Nu. Ce sărbători erau? Erau dragobetele, erau cu totul alte sărbători.